21 august, inspectorul de muncă a efectuat un număr de 231 de controle, ocazii cu care s-au constatat un număr de 342 deficiențe, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității unei pertinente. Urmare controlelor, s-au aplicat un număr de 143 de sancțiuni contravenționale, răsumând 61.000 de lei. În ceea ce privește activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă, s-au efectuat un număr de 113 vizite de control și valoare la unitățile economice. Cu ocazia controlelor, a fost un număr de 132 de sancțiuni contravenționale, valoare de 34.500 de lei. Privitor la evenimentele de muncă, s-au registrat 4 accidente de soldate cu incapacitate temporară de muncă, accidente care au fost cercetate de către comisii numite în cadrul angajatorilor. Urmând ca la finalizarea cercetării să fie comunicat și nouă rezultat în procesul de cercetare este avizare. Privitor la activitatea în domeniul relațiilor de muncă, a fost controlat 118 agenți economici, aplicând un număr de 11 sancțiuni contravenționale, care 4 amenzi, în sumă 26.500 de lei și respectiv 7 avertismente contravenționale pentru încălcări ale legii 53/2003 cu codul muncii, și hotărârea de guvern 500/2011 privind Registrul General de Evidențe Informate Electorale în cadrul ales. Totodată au fost depistați doi angajatori la care lucrau două persoane, fără forme legale de angajare, cu alta unei aplicații pentru acest lucru, fiind de 20.000 de lei. S-au mai depistat urmă de 66 de persoane, pentru care angajatorii au înregistrat contracte în de muncă în Registrul General de Evidențe Informate Electorale, cu încălcarea termenului prevăzut de ascultat pe liniatul 1 litera A din hotărârea de guvern 500/2011, despre 956 de măsuri pentru medierea conformității. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, din care o amendă valoare de 5.000 de lei și, respectiv, 3 avertismente contravenționale. Au continuat acțiunile de informare și conștientizare pentru transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, fiind realizate 2 sesiuni de informare cu angajatorii, la care își desfășoară activitatea în domeniul panificat și prestatori de servicii. Cu această ocazie au fost vizate următoarele aspecte, și anume informarea angajatorilor cu privire la faptul că în perioada următoare se vor intensifica acțiunile de control privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate, indiferent de domeniul de activitate. S-au prezentat principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, totodată elementele contractului individual de muncă care trebuie înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariatului și termenii mai ales de transmitere a acestora. Au continuat acțiunile de control împreună cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală în perioada 1 august 2017, 22 septembrie 2017, pe 22 se va finaliza toate acțiunile. S-au desfășurat acțiuni în domeniul alimentației publice, construcții, confecții, fiind verificat un număr de 15 angajatori. Cu privilegiul de control a fost aplicat un număr de 5 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi contravenționale sunt în 21.500 de lei, fiind depistați și 2 angajatori la care lucrau 2 persoane fără forme legale de angajare, cu altă amenzi aplicată fiind de 20.000 de lei. Au continuat verificarea respectării prevederilor ordonanței de urgență 19/2000, privind măsurile ce trebuie aplicate în perioade de temperatură extreme, și în luna august, în zile care s-au registrat temperaturi mai mari de 37 de grade, inspectorii au verificat numai de 36 de agenți economici, constatându-se numai de 17 conformități, totodată s-au dispus măsuri pentru medierea acestora. S-au aplicat un număr de 16 sancțiuni contravenționale, respectiv avertismente de contravenționale, deficiențe fiind identificate de către inspectorul de muncă privind neacordarea de apă minerală, 2-4 litri pe persoană pe schimb, în cazul înregistrării de temperatură extremă și lipsa efectuării examenelor medicale periodice. Spuneți-mi, înăsprirea din ultimul vreme a legislației vă duce la concluzia că s-au împuținat abaterile de la modul în care este folosită forța de muncă? Legiuitorul a considerat că este necesar să mărească cuantum amenzii contravenționale pentru chimiera muncă fără forme legale, cele 4 faze tipuri care le stabilește codul muncii în ordonanța 57/2017, cuantum amenzii fiind de 20.000 de lei. S-a apreciat de noi, de legiuitor, mai ales faptul că acest muncă nedeclarată există în continuare și atunci ca atare s-a încercat și pe această cale, bineînțeles, de însă posibilitatea angajatorului să plătească jumătate din minimul 400 de ore, adică 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Da, acum deja se aplică noul quantum al amenzilor? Noul quantum al amenzilor se aplică, se va aplica de la data de 6 septembrie 2017 pentru fiecare caz în parte. Și atunci angajatorii sunt expuși la sancțiuni contravenționale în cazul în care se identifică muncă nedeclarat, inspectorul de muncă nu a
un bărbat în acest sens.